plătim de ploaie ce venirea ei. La mulți ani, doamna Păița. Mulțumim. Să fiți sănătoasă, doamnă. Și dumneavoastră, și dumneavoastră, mulțumim. Deci știm că sunteți sărbătorită. Da. De asta da, venim la dumneavoastră. Vreți să intrăm? Da, da. Haideți, după dumneavoastră. Taci șurel, că nu-i grabă. Taci șurel. Bună ziua! Bună ziua! Am venit la doamna Puița să o sărbătorim așa cum se cuvine. Mulțumim. Doamnă frumoasă, știm că împliniți frumos și ca vârstă de 77 de anișori. Da. Venim să vă urăm un sincer și un călduros la mulți ani. Mulțumim. Să fiți sănătoasă, fericită și mereu împlinită sufletește. Suntem echipa Surprize la tine acasă. Și astăzi pentru dumneavoastră avem o surpriză frumoasă. Da. O surpriză care vine cu mult dor, da, cu multă recunoștință și cu multă, multă iubire din partea cuiva drag. Cineva care vă prețuiește nespus de mult și a ținut ca astăzi să vă îmbucure inima, da, și sufletul. Să vă spună și prin intermediul nostru un sincer la mulți ani. Și aș vrea să vă întreb dacă cumva bănuiți cine ar fi putut să ne primea. Bănuiesc că am o fată în Germania, am două, da. Una s-a alergat prin alte astea mi-a făcut. Și pe care o bănuiți, ia să vedem. Păi pe Ramona. Și pe? Pe Oprișan. Ramona, așa ziceți? Unii Ramona, bine, mai multe. Cerasela are destule nume. Să știți că noi venim din partea a două persoane. Două persoane, dragi sufletului dumneavoastră, așa, care vă mulțumesc pentru toată creșterea oferită, pentru toată educația primită. Și tu ești și fata cealaltă, Nicoleta. Nu știu, vom vedea. O să vă spun la final, da, din partea, da, cui venim. Da. Vor să vă mulțumesc pentru toate sacrificiile, da, dumneavoastră, da, pentru tot ceea ce le-ați învățat și pentru că le-ați fost alături ori de câte ori au avut nevoie de dumneavoastră. Și astăzi ne-au trimis aici cu daruri. Am aici un torculeț. Îl las frumos să ții în regulă? Mulțumim. Un buchet de flori tot pentru dumneavoastră. Da, da, da. Nu cred că o să-l puteți ține, așa că... Sau... Lăsați-l la ceea ce pune o vază. Perfect. Nu o să plecăm atât de repede, pentru că vor să vă dedice și o melodie. Haideți să-i dăm drumul să vedem ce spune aceasta. Da. Mulțumesc! Iubita mamă, steaua mea din zor de zi, fără tine mi-este teamă că planeta s-ar ci. Am secătuit de blană, m-ai născut, m-ai înflorit. Pentru tine, mamă dragă, soarele m-a sfințit. Pentru tine, mamă dragă, mamă frumoasă, primul meu rai, o minune de rog mai stai, în cerumine blânde mă strâng, încă nu-i vremea, mai stai puțin. Câteva cuvinte venite cu mult dor, pentru că și-ar fi dorit să fie prezente fizic aici alături de dumneavoastră.
dar din păcate au putut ajunge doar sufletește la dumneavoastră. Și un mesaj venit din adâncul sufletului, cu multă dragoste, care spune așa: draga noastră mamă, îți mulțumim că ne-ai dorit atât de mult și pentru că ne-ai dorit atât de mult, dorința de a ne da viață s-a îndeplinit. Știm că suntem ceea ce ai mai drag pe lume. Ai fost și ești în continuare mândră de noi. Chiar dacă suntem departe, avem sufletele lângă amândoi la mulți ani și îți mulțumim, iubită mamă, cu dragă Ramona și Loredana. Vreți și dumneavoastră să le spuneți câteva cuvințele dumnealor? Eu le mulțumesc și ce să le mai zic, sănătate și cu copiii lor, cu familia lor acolo, ce să vă... Așa am dorit să fie aici, dar dacă apucatul s-a dus, are serviciu, are copii la școală. Asta e. Doamne ajută să vă revedeți cât mai curând cu dumnealor. Mulțumim. Și să vină aproape de sufletul dumneavoastră. Mulțumim. Să vă îmbucure. Mulțumim. Și acum o să vă rog ca cea mai importantă dorință dumneavoastră să vă puneți în gând și să și suflați în lumânările ca ea să se îndeplinească. Da. Mulțumim. Să aveți parte de o zi plină, plină cu surprize frumoase și plăcute inimii. Mulțumim frumos. Și noi vă mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Sănătate multă și toate cele bune. Mulțumim. Și dumneavoastră și Domnului. Și întregii familii. Mulțumim. Sănătate.